Bine v-am întâlnit, sunt Cosmin Bulzan și vă prezint știrile zilei de la Făgăraș. Chiar și cu picioarele degerate, a crezut că își poate vedea liniștit de traiul de zi cu zi. Nu a fost deloc așa, a așteptat prea mult, chiar dacă țesutul a început să necrozeze, iar când a ajuns la spital, medicii făgărășeni au fost nevoiți să-i amputeze ambele membre pentru a-i salva viața. Este povestea tragică a unui bărbat din Făgăraș, cunoscut drept persoană fără adăpost, care își va petrece restul vieții într-un cărucior cu rotile. La doar 50 de ani, un bărbat din Făgăraș depinde de acum încolo de un scaun cu rotile pentru a se putea deplasa. Omul cunoscut ca unul dintre boschetarii orașului a ajuns zilele trecute la spital cu ambele picioare cangrenate din cauza unor degerături puternice. Necroza începuse deja să se extindă și singura soluție ca omul să rămână în viață a fost una tranșantă. Medicii au decis să-i amputeze picioarele. A fost operat de chirurgul Mircea Florea și la nicio săptămână de la intervenție, bărbatul se recuperează bine în secția de chirurgie a Spitalului Municipal. A fost internat pe data de 6 ianuarie și două zile mai târziu a intrat în sala de operație. Pacientul a fost internat în data de 6 ianuarie, operat în data de 8 ianuarie. Evoluția postoperatorie este favorabilă. Culmea este că bărbatul nu era la prima vizită la spital. Își petrecea mai toate zilele pe străzile orașului, iar noaptea, din cauza temperaturilor scăzute, în opta la adăpostul din piața agroalimentară. Personalul de aici a observat că omul este într-o stare de sănătate precară și l-a dus la spital, însă acesta a refuzat ajutorul medicilor care spuneau la vremea aceea că un singur picior era afectat de degerături și trebuia amputat. Omul a plecat din nou pe străzi și când a ajuns a doua oară la spital a fost prea târziu. De cazul lui se ocupă acum reprezentanții Serviciului de Asistență Socială, care spun că bărbatul va primi o pensie de handicap, dar și că se vor face demersurile necesare ca acesta să fie internat într-un azil specializat. Șomerii făgărășeni nu au șanse de a-și găsi un job. Singurul loc de muncă disponibil în orașul nostru la început de 2014 este de medic stomatolog. Cel puțin așa reiese din comunicatul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov. Și asta în timp ce în alte orașe ale județului nostru angajatorii caută secretare, sudori, agenți de securitate sau ingineri de producție. Piața locurilor de muncă este săracă în zona Făgărașului. Anul trecut, spre exemplu, au fost luni întregi când pe lista AJOFM nu figura decât puține joburi în orașul nostru și în zonă, majoritatea pentru necalificați. Nu puțini sunt făgărășenii cu studii superioare, ingineri, economiști, avocați sau medici, care după ani întregi de studiu stau cu diplomele în buzunar. Deși oportunitățile sunt limitate, iată că începutul de an vine cu o șansă pentru absolvenții de stomatologie. Făgărășenii șomeri cu studii de medicină dentară au ocazie unică să se angajeze pe un post ce corespunde pregătirilor profesionale. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov a afișat zilele acestea lista cu locurile de muncă disponibile în județ. La Făgăraș este doar unul singur, cel de medic stomatolog. Nici în alte orașe din județ posturile vacante nu sunt mai numeroase. La Zărnești se caută un singur electrician și doi confecționeri de produse pirotehnice, iar la Săcele o singură persoană pentru încărcarea sau descărcarea mărfurilor. Peste 200 de locuri de muncă sunt disponibile, însă în municipiul Brașov. Oportunitate pentru relansarea afacerilor. Firmele mici și mijlocii din Făgăraș și zonă, care vor să ceară finanțare nerambursabilă de până la 100.000 de euro prin schema de minimis, proces care a ieșuat în luna august anului trecut, pot depune proiectele de mâine, 15 ianuarie. Pentru depunerea cererilor de finanțare ce se efectuează online, cei interesați au la dispoziție 10 zile. Suma maximă ce se acordă nu mai este de 200.000 de euro, ci 100.000, iar beneficiarul trebuie să aibă o contribuție de 10% din proiect. Făgărășenii care administrează întreprinderi mici și mijlocii pot obține 100.000 de euro pe firmă prin ajutor de minimis. Patronii care doresc finanțare de la stat prin schema de minimis se pot înscrie online pe site-ul Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism, începând din 15 ianuarie ora 10 și până pe 24 ianuarie ora 20. Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 500 de milioane de lei, din care 250 de milioane de lei aferente anului fiscal 2014 și 250 de milioane de lei aferente anului fiscal 2015. Plata ajutorului de minimis aprobat se efectuează până la 31 decembrie 2015 în limita bugetului anual alocat schemei.
Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor de la bugetul de stat sub formă de sume nerambursabile, în procent de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanțare în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 100.000 de euro. Odată transmis, formularul nu va putea fi modificat. Un aplicant poate transmite formularul doar o singură dată în baza de date a aplicației. Aprobarea dosarelor nu se mai face pe principiul primul venit, primul servit, ci va exista o departajare în funcție de punctaj, proiectele fiind analizate ulterior sesiunii de depunere. Încep reducerile de sezon și asta de mâine. Conform legii, firmele au dreptul să aplice timp de 3 luni soldări, chiar și până la 70% din prețul mărfii. Dar ce folos? În magazinele din orașul nostru, discounturile nu se prea văd. Până acum, doar 4 agenți economici au anunțat intenția de a opera soldări. Comercianții făgărășeni de îmbrăcăminte și încălțăminte se plâng de ani buni că vânzările lor sunt în scădere. Există magazine în orașul nostru care trag storurile și fac lichidări de stocuri, deși au marfă de calitate. Asta pentru că oamenii ocolesc hainele și încălțămintea pentru a-și plăti traiul zilnic. Cu toate că începe sezonul reducerilor de prețuri, patronii de la noi nu se orientează, spun făgărășenii, care chiar nu înțeleg ce politică de vânzări pun în aplicare an de an întreprinzătorii particulari, mai ales că ar scăpa de stocuri. De mâine, 15 ianuarie și până în 15 aprilie, este deschisă perioada legală a reducerilor de prețuri. În acest interval, comercianții pot stabili la alegere 45 de zile în care pot efectua reduceri de preț la produsele a căror desfacere are caracter sezonier. Firmele au însă obligația de a notifica primăria cu privire la intervalul în care efectuează vânzările de soldare cu cel puțin 15 zile înainte de începerea operațiunilor. De obicei, discounturile pornesc de la 20% și pot ajunge chiar și la 70%. La primăria Făgăraș au fost depuse doar 4 solicitări pentru reducerile de sezon, pentru că este perioada aceasta de 15 zile, bănuiesc că doar din 20 pot să-și înceapă reducerile de sezon. Și cam fiecare an, după ce depun această solicitare, trebuie să-și organizeze un raion separat pentru produsele destinate reducerilor. Vor fi verificate produsele supuse reducerilor. Trebuie să își menționeze vechiul preț, actualul preț și sper să meargă bine. Îi așteptăm pe toți cu solicitări care mai doresc să-și facă reducerile de sezon. Dacă nu depun solicitarea pentru a face reducerile, dacă o fac arbitrar, fără documente, fără până la 2000 de lei pot să ajungă amenziile. Tot amenzi plătesc și agenții economici care nu își înnoiesc acordurile de funcționare. Oamenii de afaceri din țara Făgărașului care dețin firme particulare sau asociații familiale, persoane fizice sau juridice, trebuie să reactualizeze acordul de funcționare al punctelor de lucru eliberat anul trecut și asta întrucât documentele nu mai sunt valabile. Toți agenții economici trebuie să înceapă să-și reînnoiască acordurile de funcționare. La cei mai mulți au expirat și trebuie să vină să-și reînnoiască acordurile, că altfel și ei vor fi supuși amenzii. Urmează verificările, dar în general agenții economici făgărășeni sunt organizați și vin să-și facă obligațiile de care trebuie să le onoreze. Pentru a intra în posesia noului document de funcționare, solicitantul trebuie să completeze o cerere tip și să achite suma de 46 de lei în cazul în care este persoană fizică sau asociație familială și 70 de lei dacă deține o firmă particulară de tip SRL. În orașul nostru sunt înregistrați 1200 de agenți economici. Ediția de astăzi cu cele mai importante informații locale se încheie aici. Vă reamintesc că ne găsiți și pe internet, pe site-ul impactfăgăraș.ro. Doamnelor și domnilor, rămâneți pe Nova TV. După publicitate, urmăriți emisiunea Media Obiectiv. Invitat în studio este președintele Partidului Popular și al Protecției Sociale din Făgăraș, Ioan Milea. Vizionare plăcută!